Mielul intră în categoria delicateselor anul acesta și asta pentru că prețul unui miel întreg pentru masa de Paște 2023 este unul foarte mare, raportat la prețurile din ultimii ani. De asemenea, ouăle și laptele, produse care nu lipsesc de obicei din casele românilor, vor fi și ele mai scumpe. Carnea de miel pe care anul trecut o cumpăram cu 30-35 de lei kilogramul, iar acum 2 ani cu 20 de lei kilogramul, anul acesta se estimează că îl vom cumpăra cu 40-45 de lei per kilogram. Asta înseamnă că pentru un miel de 15 kg, românii vor putea scoate din buzunar în jur de 675 de lei. Totodată, ouăle s-au scumpit față de anul trecut. În medie, un ou costă 1 leu și 10 bani, dar în anumite piețe se găsește și la 1 leu și 20 de bani, însă prețul lor variază în funcție de natura lor. Astfel, un ou de țară poate să ajungă să coste chiar și 1 leu și 70 de bani. În ceea ce privește laptele, prețurile s-au modificat cu aproximativ 3 lei față de anul trecut. În supermarketuri ajunge să coste un litru de lapte chiar și 9 lei. Crescătorii și producătorii vorbesc despre costul furajelor, care a provocat aceste schimbări de preț. Furajele s-au scumpit în ultimul an, aproape și-au dublat prețul. De asemenea, inflația este și ea un motiv al scumpirilor. În anul 2021, kilogramul de miel viu se vindea cu 14-15 lei kilogramul, relatează A1.ro.